Incertitudinea privind soluția tehnică aleasă de administrația locală pentru producerea apei calde menajere îi mobilizează pe cetățeni la acțiune. O adevărată furtună a creierelor are loc în jurul stației de incinerare a deșeurilor construită în anii 80 din epoca comunistă. Cetățenii din zonă spun că stația a avut ca destinație tocmai arderea deșeurilor pe baza unor instalații și procedee importate din Germania. Ea nu a fost concepută pentru producerea de energie termică recuperabilă, dar cu investiții rezonabile ar fi o posibilă locație pentru cazanul de producere a apei calde pe care primăria se pregătește să-l achiziționeze. Construcția este amplasată chiar lângă conducta de transport a energiei de la electrocentrale și ar fi o cheltuială minimă pentru conectarea acesteia la sistemul de termoficare centralizat. Stația asta a fost făcută stație nemțească, da. Afară merge, că nu-i român prost. Da. Aia știi cum să utilizezi, cum să funcționeze. A mers vreodată? Și a stricat de când a adus-o. N-a știut să o folosească. A dat-o din răpa, a stricat-o. A rasolit-o, da? Da. E, acum, dacă nu s-a mai folosit, a adus instituții de gunoaie aici, așa. A achiriat primăria și primarul ce azi, măi, o dăm gratis ca fier, dar să-mi scoateți betonul, da? Când a mers, ce, face pe ce făcea, ce ardea? Gunoiul. Cum e Occident, domnule? Da, și averea moși de ardea gunoiul de fier, da. Producea da. Ceva? Da. Sau nu, nu, ardea? Nu, nu, ardea și... Nu, da. Când vinea cu gunoaiele mașinile, da. Bascula, bascula separat, când găsești la gunoi și fier și lemn separat, ce era lemn și carton și de ars, în afară de fier, fierul separat. Deci el ardea? Și ardea, avea o cupă în care se ducea de la cuptor și, mă rog, nu știu fără cum era. Fără să facă apă caldă, de exemplu, da. Sau da, ceva. Da, da, nu mai fierul da, adejată. Da. Aha. S-a dat cred că miliarde și își bate joc, cap de da, român prost. Da, da. Stațiile de incinerare deșeuri sunt proiecte dezvoltate de mai multe municipii din România, fiind utilizate pentru a obține energie electrică și termică la preț redus. Un astfel de proiect a fost început la Timișoara și a primit finanțare de la stat în proporție de 25% din costuri. Scopul declarat al stațiilor este acela de a vinde energie electrică și agent termic și obținerea unui preț redus al gigacaloriei. Alte proiecte de incineratoare folosesc în locul gunoaielor menajere, paie sau biomasă.